Salutare dragi prieteni, bine v-am regăsit la un nou videoclip, nu episod, nu video, oi video, mă rog. Am decis astăzi să vă spun cam care e problema cu War Thunder în ultima perioadă și... Nu știu dacă ați observat, dar... Cam prost cu... Mesajele stă War Thunder în ultima perioadă. Mai exact, fiți atenți. acest feature nu este valabil momentan. Unii zic că ar fi o problemă de la ei. Majoritatea din ce am citit spun că e o măsură pe care War Thunder o luat-o pentru că în ultima perioadă în meciuri au început tot mai mulți jucători să se înjure și în timpul meciurilor și în privat pe cauza conflictului militar pe care cred că îl știți cu toții. Asta dacă nu trăiți sub o piatră, că nu e posibil să trăiți sub o piatră să nu știți despre chestia asta. Da, nu știu. Mi vine greu să cred că cineva nu știe deja acum aproape o săptămână, deja de când a început conflictul militar E greu să cred că nu știe cineva de el, deci na, de când a început conflictul, chiar dinainte, uh, na, comunitatea a început să devină toxică, cel puțin uh, părțile, în special părțile care se află în conflict, să se insulte unii pe alții, atât în timpul meciurilor, cât și în privat, și gaijin a decis că e mai bine să nu mai putem trimite mesaje momentan. Uh, prietenilor din lista de prieteni dar în schimb cred că dacă dai invite uh, un squad a ah, nu că a dispărut Au o, o, o dispărut uh, aia de la Știți dădeați pe mesaje și -a prea mai mult squad, nu știu ce, nu știu cum nu, nu mai merea a, -a, -a accesat -a, aparent speram că măcar aia merge accesată dar nu, nu merge deci pe scurt, nu, nu mai poți să dai mesaje nimic unuia dintre prietenii pe care i ai uh, și e nașpa pentru cei care aveți prieteni și jucați cu cineva împreună sau chiar și când vă jucați și dați peste o persoană care o face zile fripte și vreți să-i lăsați un comentariu din ăla tumpit sau na, poate aveți un match bun și îl vedeți pe unul că vă scrie hacker report, da știu nu o să mai vedem o perioadă fază de genul, din păcate din fericire și din păcate na, interpretabil dar pe scurt cam asta e situația deși, na, v n-am văzut oficial la gaijin uh, puțin zic că, domnule, avea probleme, majoritatea zic că or restricționat intenționat asta. Nu am găsit oficial. Poate îi postat undeva oficial, dar n-am apucat eu să văd. Dar din ce am citit pe grupuri de jucători de War Thunder, cam ăsta ar fi motivul. Războiul. Da. Și ca să vă arăt ca să vă arăt și altceva în afară de ecran de la War Thunder. Ok, Um, asta este o postare a celor de War Thunder, în data de 26, chiar când începusem conflictul și pentru cei care nu știu eu engleză o să încerc să traduc, nu chiar cuvânt cu cuvânt, dar ideea e că au zic că au restricționat le-a scăzut oarecum activitatea în social media. Nu știu dacă se referă la faptul că pagina de War Thunder și uh, site-ul unde postează știri despre War Thunder au început să posteze mai rar plus videoclipurile pe care le fac ei. Ori asta chiar e chiar o trimitere la asta cu cu restricțiile vis-a-vis -vis de chat din joc. Posibil ambele, nu știu, una din două, e interpretabil puțin, dar cred că, nu știu, se referă poate la chatul din joc, dar, nu, e interpretabil, deși și activitatea lor pe internet a mai scăzut în ultima perioadă. Postările pe paginile de Facebook, de Insta, sunt mai rare din deci ce am văzut. Posibil să fie o trimitere către ambele, nu știu exact. Nu bag mâna în foc, certați-mă, aveți rubrica de comentarii, băteți-mă, faceți cu mine ce vreți, dacă greșesc. Da, eu asta înțeleg. Că la asta se referă. Mai mult vis-a-vis -vis de social media nu zice de chatul din joc, că de zice social media. Dar posibil să fie trimitere și către chatul din joc, mesajul ăsta. Dar da, pe social media au început să fie mai răruți. Și în continuare ne spun că oficiile, gen sedile, directorii, servere, angajați sunt în țări membre UE, și, practic, jocul nu e supus riscului închiderii. Totodată, excluzând ce am enunțat mai sus, ei consideră că vremurile astea sunt vremuri, cum să zic, care ne încearcă, și nu e ok să se posteze chestii care promovează războiul. Mai ales considerând că War thunder e jocul în sine, vorba doar despre război și vehicule militare, deci na. Da. da, consideră că nu e chestie ok să facă postări de genul. Și în ultimul rând, spun că ei mereu au stat imparțial, gen în afara politicii ce o să rămână în afara politi politicii nu, gen, nu, vor să ia parte nici un, unei părți, parte nici unei părți ați înțeles, nu vor să se uh, identifice cu o parte sau alta, să susțină o parte sau alta. Noi suntem un joc, suntem o companie care facem un joc, nu vrem să luăm parte nici care nu vrem să ne implicăm în, în chestiuni politice. Asta cam spune și la final zice că ei cred tare, puternic, cred cu tărie că războiul ar trebui să rămână numai în lumea jocurilor video. Și că se roagă pentru pace și siguranță. Da, cam asta e mesajul celor de la War Thunder. Puteți să-l traduceți cu Google Translate dacă... Am încercat să nu traduc chiar motamo, să zic ideile din spatele lui oarecum, deși n-am tradus destul de cuvinte de aici, dar n-aveam cum să spun altfel. S-ați prins voi de. La social media v-am zis, puțin dubii, mai mult se referau la pagina lor, dar cred că îi trimitere și la chatul din joc. Și rest, da, e un punct de vedere foarte bun. Au perfectă dreptate. vis a -vis de tot ce spun ei. Din perspectiva unei companii care face jocuri care au la bază ideea de război și vehicule militare. Acum, na. Vedem ce se întâmplă. Chat, în cât timp dă drumul la chat. Chat, v-ați prins? Chat, chat, chat. Da, prea mult chat vedem în cât timp dau drumul la chat și o să ne lase să vorbim din nou pe War Thunder pentru ăștia care vorbiți pe War Thunder și aveți prieteni știu mai greu da, sper încă cât mai repede probabil o săptămână, două, o zi poate pe durata întregului conflict nu știu da, să vedem Întâi o vedem. Bun, chat. Cu aceste fiind zise, vă salut și sper că v-am lămurit puțin dacă ceva nu e ok ce am zis, nu știu. Comentați în chat. Simplu și la obiect. Ce considerați că s-a întâmplat cu mesajele de pe War Thunder cu postarea pe care au avut-o cei de la War Thunder și, na, puteți să nu fiți de acord legat de ce cred eu, vis-a-vis -vis de suspendarea, restricționarea lor și traducerea care Nu am încercat să fie mota, mă. <gânghe> Bun chat. Uh, dragi tovarăși, și da, ok, gata, nu, nu, fără conotații, conotații comuniste, că nu-i momentul. Uh, eu, de eu vă salut și vă spun că ne revedem mâine cu un nou episod. Păi la data viitoare. Bye-bye!